Ce că bani Revolut, PayPal, Payeer și multe alte modalități. Nu uita de un mare like. Astăzi vreau să vedem o aplicație pentru Android. Mi-ați crezut că vreți și aplicații pentru iOS. O să mai caut. Momentan nu am găsit nimic interesant. Dar am găsit această aplicație pentru Android. Foarte grozavă, zic eu. O să vă lăs link-ul să ajungeți la ea. E super ușor. Să-ți faci un cont, procedură super ușoară. Dar nu uitați de un mare like și nu uitați că în descriere veți găsi grupul de Telegram unde mai găsiți foarte multe aplicații, foarte grozave, zic eu. Hai să vedem aplicația, se numește Mystic Realms, cam așa o să o găsiți dacă vreți să o căutați. Aici o să avem un sold unde avem avatarul nostru. Cum se joacă? Trebuie să dai 2-3 clicuri și cam asta este jocul, adică totul merge în mare parte automat. Pe simulatorul care îl folosesc s-ar putea să vedeți puțin delay, dar din păcate pe simulatorul, probabil jocul cere mai multă performanță, dar în fine, o să vă arăt exact cum funcționează. O să dăm play aici la joc după ce v-ați creat contul, o să avem o scurtă reclamă. Dar nimic ca invaziv, să zicem așa, deci super ușor de câștigat bani cu această aplicație. Închidem reclama, stați că a fugit X-ul, uite aici. Perfect, și acum intră joc. Practic, vedem că aici se completează când ajunge 100% să colecteze, deci nu trebuie să faci nimic, doar trebuie să stai să aștepți, stai cât vrei tu. Și se colectează aici sus, o să vezi în partea de sus, cum se adună bănuții de fiecare dată când trece acest omuleț. Nu am înțeles ce trebuie să fac anume, adică inițial am zis, bă, poate trebuie să fac niște clicuri. M-apucam să dau clicuri pe ecran, dar nu s-a întâmplat nimic. Așa că l-am lăsat în pace și își facă el talentul. Și de fiecare dată aici vedem că scade de la 100%, scade mai jos și tot așa mai departe. O să dureze puțin până așa. Eu am deja am făcut treaba asta o dată și am primit și o recompensă. Vedem că am primit, uite, exemplu, vedem că s-a adăugat. Zic că e un lucru foarte mișto. M-am uitat să văd, am niște funcții, nu știu, ceva de apăsat care să îmbunătățesc treaba asta? Nu. Doar trebuie să lăs practic jocul liniștit și aș facă talentul. N-am înțeles, ori se trezesc dragonii aia, chiar n-am înțeles cum funcționează treaba asta. Dar asta se întâmplă tot talentul. Ok. Și acum iar să deschide din nou. Eu îl las practic să-și facă toată vrăjeala lui. Deci fără să fac mare vrăjeală. Vedem că continuă. Tot așa mai departe. Deci vă puteți lăsa telefonul în liniște să-și facă talentul. Când nu mai vreți treaba asta, dați din partea asta de X și ați rezolvat treaba asta. Dar văd că de ce e o aplicație interesantă, pentru că tu nu trebuie să faci mare lucru, deci nu ai mare combinație. Dacă voi o folosiți, lăsați și voi o părere în comentariu ca să avem niște informații mai multe. Dacă voi știți, mai sunt și alte metode mai interesante, dar mi se pare destul de interesant acest joculeț. Bun, vedem că crește, soldul tot crește, se adaugă aici 41% până ajung la un coin cum ar veni. Interesant. Deja a trecut un minut. Văd că se mai mișcă și dragonii ăștia, nu știu care-i scopul. O să stau până la 2 minute și cel mai bine revin. Vedem ce se întâmplă până la și 2 minute. Bun, au trecut, cred că 7 minute, avem aici în total. În fine, decât 6 minute, deja mai generat un alt cent. Asta ar fi prima metodă, care nu trebuie să faci mare lucru, doar asta este misiunea ta în sine. Avansezi de nivel, adică cum crești în nivel, clar vei câștiga mai mulți bani. Eu deja sunt la nivelul 3, cu siguranță poți să leși treaba asta la nesfârșit, nu trebuie să faci mare lucru. Bun, dacă vrei să te oprești, apeși X aici, frumușel, dăm continuă și vedem că am colectat suma respectivă, un cent, virgulă un pic. Și s-a adăugat la soldul nostru, deci am generat deja 2 cenți, să zicem că am pierdut în total 10 minute de când folosesc eu aplicația. Poți să continui să faci treaba asta, plus că mai ai și alte modalități. Dacă dai aici frumușel pe acest, nu știu, coș cadou, poți genera un cent, ai o misiune de făcut, adică dai play ads, adică vezi o scurtă reclamă, eventual te-ți descarci aplicația din reclama care o vezi acum, deci relativ ușor. Important să duci la sfârșit misiunea respectivă, n-am stat să o duc la sfârșit.
Aici mai sunt niște funcții interesante. Aici avem niște unele tragem, bănuții, care am generat astăzi. Putem merge pe secțiunea Windrow. Și aici o să vedem toate metodele de plată. Doar să așteptați câteva momente. Ai Pair, Revolut, PayPal. Vedem că Revolut are 35 de cenți. Așteptați câteva momente, se actualizează imaginea. Ok, uite aici Revolut. La minim 35 de cenți poți să retragi. Uite, ai mult mai multe metode. Uite, exemplu, Binance, IRTM, Perfect Money. Sunt foarte multe metode. Paybank și tot așa mai departe. Dar ți le recomand pe primele 3 de sus, sunt ideale. Poți să treci și alte țări dacă ești, nu știu, folosești din altă țară, dar astea sunt cele mai recomandate. ADD Provider. Aici cred că poți să cauți alți provider, dar în fine, nu mă interesează treaba asta. Oricum nu este o sumă foarte mare, 35 de cenți. Dacă eu am făcut 2 cenți așa rapid, dar nu asta e singura modalitate. După aia aici avem o secțiune în care îți inviți prietenii. Pe fiecare persoană în care o inviți primești 10 cenți plus 20% pe viață din ce generează ei. Deci poți să-ți faci o comunitate de prieteni în care să generezi mereu câștiguri. Plus că se dă tot felul de premii. Deci folosiți-o pentru că este super gratuită și se pot face bani cu ea pe termen lung. Aici la secțiunea cadouri, aici este secțiunea profilului. Nu ai mare lucru de făcut, poți să ștergi contul. Un mic tutorial, dacă te interesează treaba asta, editează-ți profilul, poți să spui poza ta, numele tău. Get special rewards. Aici practic pui dacă sunt niște coduri care se dau. Aici unde este cutia asta, normal trebuie să fie niște aplicații care poți să le deschizi, dar la mine este oricum mai lent. Dar o să vedeți voi, cu siguranță nu o să întâmpinați problema asta ca la mine. Deci poate să fie, eu zic, bine. Deci practic da play și începe jocul fără să faceți mare lucru. Folosiți-l pentru că chiar e super mișto. Dacă aveți întrebări, scrieți în secțiunea de comentarii și o să încerc să postăm ceva mai des de acum. Ok, cât de când ne-am mai eliberat din la ce lucram până acum și am o leacă mai mult timp să mai facem mai multe video. Cam asta a fost tot, oameni buni. Noi ne vedem foarte curând în următoarele video care o să le postez. Nu uitați să activați clopoțelul și mă ajută foarte mult să dați un mare like și un comentariu ca să înțeleg dacă vă place genul ăsta de conținut.